Și e foarte important ca prin măsurile pe care le luăm, prin atitudinea pe care vom avea în perioada imediat următoare și la nivelul guvernului, dar și la nivelul clasei politice, să facem în continuare din această situație economică un atu pentru a crește rolul și impactul pe care România îl poate avea ca stat membru Uniunii Europene în discuțiile care vor urma. Și din acest punct de vedere nu pot decât să invit la prudență în deciziile politice care vor fi luate în acest an electoral, mai ales decizii politice care pot avea un impact asupra bugetului și decizii politice care pot avea în general un impact asupra economiei.